scurt, eu v-am spus, am făcut o eșalonare de plată pe suma aceasta de 520.000 de lei timp de 2 ani jumătate, pe perioada mandatului meu, până în 2024. Cât plătești pe lună? 18.000 de lei. De luni se duc la Mitrofan la școală. Din ce cauză? Nu e treaba mea. Pentru că nu... Dar spune de ce ai mutat. Explică, în cameră. Pentru că nu sunt transport. Alte datorii în afară de asta ați mai găsit? Sunt multe. Pe alte contracte de... Da. Credite bancare, credite de trezorerie, alte titluri executorii, în derulare. Adică mai aveți și alte executări silite? Ce înseamnă transportul pentru? Ce venituri aveți dumneavoastră? Dacă ar trebui să plătiți din buzunarul dumneavoastră naveta copiilor? 12 milioane am tot salariul. Îl căutam pe domnul Stănescu și tatăl, fostul primar, nu e? Nu știți unde e tatăl noastră? Nu știți, nu? Și procesul cu fostul primar, cum o să faceți? Depuneți? Este în derulare, am discutat și astăzi de dimineață cu domnul avocat. Depuneți. S-a apucat, depune mereu documente, s-a dosar și... În cel de zi, o săptămână, maxim două. Faceți plângere în justiție, da, nu? Plângere. Da. Elena! Asta, Maria, în ce clasă ești, mami? A treia. Și Elena? Nu, că mă gândesc tot. Întâi, clasa întâi. Eu sunt sigur că o să-mi spărea în două comuni.